Mă gândisem să spun altceva, însă în timpul frumosului mesaj uh, din uh, Ioan II despre nunta din Cana pe care l-am auzit, uh, am fost provocat de un lucru pe care l-a spus fratele păstor Druhora și uh, probabil că... Dacă fratele Cornilescu ar fi ascultat predica asta, așa ar fi dat titlul textului. Vinul din cer. Da, așa am rămas cu nunta din Cana. Noi suntem nunta din Chicago astăzi. Și expresia aceasta, vin din cer, m-a provocat foarte mult să vorbesc despre vin. Cei care ne cunoaște și știți ce părere avem despre alcool și despre vin, știți că n-am ținut niciodată o predică pozitivă despre alcool și despre vin și nici astăzi n-am să spun absolut nimic pozitiv despre alcool și despre vin, dar am să spun ceva pozitiv despre vinul din cer. Și primul lucru enunțat chiar de expresia aceasta, este o mică paranteză din versetul 9. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slujile însă care scosese apa știau. Dar uh, vrea să transform expresia aceasta într-o întrebare. De unde vine vinul acesta? De unde vine vinul acesta? Dacă cineva mi-ar aduce un pahar cu vin, știți că în vechime prorocul Ieremia a fost trimis în casa recabiților cu vin și le-a spus dă-le să bea vin. Era o lecție pe care trebuia să o vadă prorocul acolo și când s-a dus la ei și le-a pus pe masă vinul și a spus beți vin, i-au spus noi nu bem vin. De ce? Pentru că tatăl nostru, Ionadab, ne-a dat porunca aceasta. Ca să nu aveți probleme cu nimeni, ca să nu ajungeți în șanțuri, ca să nu ajungeți cu ochii, vineți, ca să nu ajungeți să faceți nebuni și prostii, ca să nu vă distrugeți familiile, ca să nu vă luați la bătaie și să vă înjunghiați unii pe alții, ca să nu vă iasă cuvinte necugetate pe gură. Nu, beți, vin. Și ca să nu vă invidieze nimeni și să nu umble nimeni cu sabia după voi să vă tâlhărească și să vă jefuiască și să nu vă atace nimeni, nu vă zidiți case, umblați în corturi. Și oamenii aceștia locuiau liniștiți, n-aveau treabă cu nimeni, nu-i deranja nimeni. Eu aș vrea să vă spun că Dacă așa este că ești un vin din cer, ar trebui să vin gata să bem vin, dar trebuie să întrebăm mai întâi de unde vine. Tot ce vine de la magazin, tot ce vine de la birt, tot ce vine din pivniță, că probabil ne aud și unii din România care nu trebuie să meargă la magazin ca să scoată vin. Nu ne trebuie. Nu că nu e un vin mai bun. Nu că nu e vin bun. E vin rău. Ei vedem rezultatele. Dar, înțelegând puțin dincolo de cuvântul acesta vin, vinul acesta poate să însemne sfaturi. Vinul acesta poate să însemne o filozofie de viață. Vinul acesta pot fi anumite modele, pot fi anumite înclinații și trenduri ale societății. Vinul acesta pot fi anumite promisiuni de fericire și de împlinire. David și Timotea, Timotea și David, de fiecare dată să vă puneți întrebarea de unde vine. Că dacă vine din cer, dacă vine de la Hristos, va fi un vin bun. Va fi un vin mai bun, va fi vinul cel mai bun și va fi singurul vin bun. E același vin pe care ni l-a promis Mântuitorul că îl vom bea cu el nou în împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, circulă multe idei, filozofii de viață despre familie. M-am bucurat când am auzit mai devreme dar pe cine punem pe primul plan, mai ales la conferințele pastorale se pune întrebarea asta. Și mi s-a pus și mie odată întrebarea, ce e mai important? Biserica sau familia sau pentru un păstor? Și răspunsul meu a fost și este, depinde, depinde în anumite situații, familia va avea prioritate. În anumite situații, biserica va avea prioritate, mai ales pentru un slujitor. Dar sunt de acord cu concluzia că întotdeauna Hristos are prioritate. De unde vine vinul acesta? Al doilea lucru pe care îl observăm în pasajul acesta este că vinul acesta, nu primul, trezește, nu îmbată. Pentru că sunt foarte mulți care atacă problema interschimbabilității termenului oinos, care se referă și la vin fermentat și la vin nefermentat. Și eu am învățat Probabil că știu că se făcea puternic limba și literatura română la seminar în primii ani, că puneau accentul predicatorii să se exprime corect, gramatical, literar, era o adevărată obsesie la vremea respectivă. Eu am învățat că înțelesul unor anumiți termeni e dictat de context. Într-un anumit context, un termen poate fi înțeles într-un fel. În alt context poate fi înțeles altfel. Permiteți-mi să vă spun că în contextul Isus Hristos, din vasele peste care s-a rugat Isus Hristos și pe care le-a binecuvântat, nu iese niciodată un vin sau o substanță care droghează, care îmbată, care ia mințile, care tormentează, care îl face pe om să umble pe șapte cărări și care îl înnebunește de cap. Din vasele de care s-a atins Hristos, iese un vin care îl scoate pe bețiv din șanț, care îl scoate din bodegă, care scoate familia din tribunal care îi trezește pe oameni la adevăr. Nu vin din asta, vă rog frumos să ne dați. Și îl bem cu plăcere. Ha, să vinul acesta nu se servește în pahare și nu vine la sticlă. Este turnat în noi. Noi suntem vasele în care Hristos transformă apa în vin ceresc. Și al treilea lucru care deja a fost menționat, vinul cel bun până acum, eu îl scot pe până și îl trimit la plimbare și zic vinul cel bun acum. David și Timoteea, să știți că eu vă doresc fericire doar acum. Doar pentru acum. Nu pentru ieri și nu pentru mâine. Eu vă doresc să bezi din vinul acesta acum. Întotdeauna să bezi numai acum din el. Pentru că dragostea și ceea ce vine din Dumnezeu este întotdeauna proaspăt. Care era diferența între vinul celălalt și vinul pe care l-a dat Hristos. Vinul celălalt era un vin învechit. Era un vin mai de demult. Era un vin fermentat. Era doar vinul nostalgiilor și amintirilor, dar suntem plini de nostalgii și de amintiri. Vorbea fratele Dorin de 44 de ani și noi am ajuns pe la 41. Normal că avem multe amintiri și memorii Frumoase în viață. Dar toate ar valora zero dacă n-ar exista vinul bun astăzi și acum. Câte, câți ani frumoși, câte memorii, câte amintiri frumoase sunt strivite sub povara unui acum mizerabil și nenorocit. Mizeria de astăzi necazul de astăzi, îngroapă tot frumosul trecutului și-l așează sub întrebări fără răspuns. Iată de ce avem nevoie de acest vin întotdeauna, acum, proaspăt. Mă rog să vi dea Dumnezeu în fiecare zi, pentru că ieri a trecut sunt anumite lucruri frați și surori, scumpe familii, pe care nu le mai putem repara, dar le putem aduce tot la Domnul Isus Hristos, care poate să scoată toți fermenții, care poate să scoată tot ceea ce este învechit din viețile noastre și să ne dea o nouă prospețime astăzi în locul acesta, dacă este o familie afectată de fermenții lumii acesteia. De agenții care contaminează și fermentează vinul proaspăt și bun. Domnul Isus Hristos poate să purifice, poate să transforme. Vedeți, foarte interesant. Erau acolo șase vase de piatră puse după obiceiul de curățare al iudeilor. Oamenii când intrau la sărbătoare, la nuntă, mergeau să se spele în vasele acestea. Acum, înghipuiți-vă câteva sute de nuntași care veneau din praful de afară și care se spălau în vasele acestea și lăsau acolo praful lor. Nu ar mai fi fost vase? Acum Domnul Iisus dacă a făcut vin din apă putea să facă vase noi nouțe frumoase? N-am absolut niciun interes să vă creez dificultăți de a vă duce și avea o poftă bună la masă. Însă vă garantez că niciunul dintre noi n-am fi acceptat nici să băgăm un deget în vasele alea. N-am să spun că nu fusese poate golite și deși erau destul de grele, că erau mari și erau de piatră, dar să zicem că au scurs apa din ele. Însă de câte ori au fost folosite pentru același scop și nu știu dacă le-au spălat cu detergenți, cu clor, cu ceva și dacă le spălau cu detergent și clor, tot nu luam o picătură din vasele alea. Acolo le-a spus Domnul Isus Hristos: Să pună apă până se umplu. Și acolo a făcut vinul ceresc ca să-ți spună ție în această dimineață că vrea să purifice vasul familiei tale, să scoată orice impuritate din trecutul familiei tale, orice moment nefericit din familia ta. Și să-l spele la nivelul la care Hristos însuși. Să le dea din aceste vase, din care n-ar fi băut nimeni. Să le dea să bea cel mai bun vin. Aici și acum este momentul celui mai bun vin pentru viața ta, pentru familia ta. Știți de ce David și Timotea? Pentru că mâine nu va mai fi mâine. Mâine va deveni acum. În viitorul vostru este un șirag superb de acumuri. Și eu vă doresc acest miracol frumos. Să se petreacă în viața voastră în fiecare dintre aceste acumuri. Avem un Dumnezeu bun, care ia două ființe, cum sunteți voi, pe care vrea să le facă vase de cinste, pe care vrea să le umple cu vinul ceresc, pe care vrea să le folosească pentru ca frați și surori, nu știu cât vin au consumat mesenii din vasele acelea. Însă să știți că acele vase purificate trebuie să rămână la dispoziția tuturor celor care sunt în jurul nostru. Că în cele din urmă, vasele care au fost luate, curățate, purificate, dezinfectate și făcute noi nouțe și de cinste, vasele acelea suntem noi în noi vrea să pună Domnul cel mai bun vin pentru ca să stăm și la dispoziția altora prin noi Dumnezeu vrea să pună această calitate și valoare extraordinară să dorească lumea să vină și să se adapte din aceste vase știu eu sigur că dacă vă dorim o Viață fericită. Vă dorim numai zine, senine, însorite, vă dorim numai bine. Însă, foarte curând o să vă punem niște întrebări care o să includă și eventualitatea greului, și eventualitatea lipsurilor, și eventualitatea bolii. Mă rog să nu trăiți niciodată ceea ce au trăit mulți dintre noi. Și partea frumoasă și motivul pentru care vinul ăsta ceresc este extraordinar, este că el nu se termină în acel acum în care trebuie să sun salvarea. Și trebuie să lași ca o soție foarte bolnavă, Albă cavarul, portată pe o targă și urmată de câțiva copilași mici, cu ochii cât cepele speriați. Și ăla e un acum. Și e un acum eventual. Câte dintre astea nu le-am trăit noi în familiile noastre? S-a terminat vinul cel bun atunci? S-a terminat vinul la bun atunci când ați auzit că tăticul vostru a plecat dintre voi? Nu s-a terminat. Că dacă se termina, nu erați aici, sora Emilia și scumpă familie piană. Nu erați aici. Și pentru toți care aveți un necaz în viața dumneavoastră, Necazul trebuie să vă unească și să vă lipească și mai mult unul de altul, nu să vă despartă și să vă dezbine. În acela cum? Ziua cea rea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, care ne paște pe fiecare dintre noi. Atunci vinul ăsta e mai gustos, e mai binecuvântat, e mai răcoritor. Că nu ne ducem la o masă de nuntă, unde ni s-a dat vin bun, cel puțin așa au crezut și porma a venit vinul mai bun. Cine ne scoate din adâncimile și din întunericul celor mai grele zile din viața noastră. Și ne scoate biruitor și ne scoate cu Dumnezeu. Și cu nădejdea intactă. Că vinul acesta nu-l vom bea doar aici, la mese spirituale pământești, unde ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și ne bucurăm de cântări duhovnicești. Și că însuși Domnul Iisus Hristos îl va bea împreună cu noi și vom rămâne cu el o eternitate. Vom trece la actul de oficiere a căsătoriei. Este un moment solemn. Permiteți-mi să vă spun, stimați nutași, că ușile sălii de mese sunt închise și păzite. Nu o să ocupați o masă mai bună, nu o să rezolvați absolut nimic încercând să plecați și să vedeți dacă nu cumva vă puteți așeza mai bine. Locul dumneavoastră în timpul acestui act sfânt este aici în sanctuarul bisericii pentru că am o nădejde. Când Dumnezeu va turna binecuvântare peste David și peste Timotea, că de -aia spune Biblia că toarnă. Acum eu am încercat să torn, dar să știți că atunci când torn, sau sar stropi. Și sunt convins că fiecare familie prezentă aici are nevoie de câte un strop de binecuvântare. Și noi o să-l rugăm să toarne mult peste ei și să toarne abundent și torențial peste ei ca să sară mulți stropi. Și stropii ăștia să cadă peste fiecare dintre noi. Strop de vindecare, dacă cineva are nevoie de vindecare, strop de pace și de înțelegere. Dacă cineva are nevoie de asta. Strop de iertare, iertarea binefăcătoare, de care trebuie să dăm dovadă în caracterul nostru. Și cred că nu vă supărați dacă pe lângă voi o să mai fim și noi binecuvântați împreună cu voi.